Da, ne-am reîntors din pauza de publicitate și povesteam cu invitații noștri. Despre... Nu am voie să spun ce e, că a zis. Nu mai vorbim. Invitații noștri de-abia au aterizat, dacă putem spune aterizat, au venit cu mașina, dar parcă au aterizat așa, că au venit foarte repede de la București. Avem oaspeți de seamă astăzi. Bineînțeles, Cristina Chiriac, draga noastră prietenă Cristina Chiriac. Nici nu mai trebuie să-i mai facem niciun fel de prezentare. A sosit din nou. Astăzi la mie, deci ar trebui să-mi faci. Pe plaiuri moldovenești, dar nu singură de această dată, ci împreună cu Alexandru Zaina, fotograf vestit, celebru în întreaga lume, care au venit împreună să ne povestească despre un eveniment inedit, Noaptea Muzeelor altfel, parada celor multe porturi tradiționale românești, care va avea loc în noaptea de 19 spre 20 mai la Primăria Municipiului Iași. Așa că dacă vreți să vă bucurați un spectacol deosebit de port tradițional românesc, trebuie neapărat să treceți pe la Palatul Rosnovan în Noaptea Muzeelor. Nu spun eu mai multe, vă las pe voi să povestiți despre acest eveniment și dacă vreți și peripețiile de pe drum de la București. Curești încoace, sunteți liberi să o faceți. Haide, cine vrei să te rog, Cristina. Eu am să îți spun așa cu mândrie, că uite, mă întorc, nici mai știu a câta oară la Iași, cu drag, cu un nou proiect frumos, o provocare adresată mie de către Primăria Municipiului Iași, de a participa pentru prima dată la Noaptea Muzeelor, cu proiectul nostru pe care l-am început împreună cu Alexandru Zaina anul trecut, în martie, România Centenară. Practic este vorba de costume de sărbătoare românești, centenare, pentru că au mai mult de 100 de ani vechime, și o expoziție de artă fotografică, pentru că nu mai este simplă fotografie, este artă fotografică, realizată de Alexandru Zaina, costume purtate de Laura Cosoi, cea care este ieșancă și căreia îi mulțumim cu această ocazie, tare mult, că a fost alături de noi. Expoziție cu care am colindat, am făcut debutul la București în septembrie 2017. Am continuat la Londra, la Institutul Cultural Român. După aceea, în decembrie, expoziția noastră a fost expusă la Ottawa și iată că abia ieri sau alaltări ne-am întors de la Copenhaga. Cu același proiect. Și acum am să-l las pe Alexandru să vă spună ce s-a întâmplat la Copenhaga, pentru că este impresionant. E impresionant ce s-a întâmplat acolo din pricina învergurii. A fost un proiect foarte mare. Cred că 2-300 de ambasadori. Nu, 26 de ambasadori și 200 de oameni. Peste 200 de oameni din audiență. Da. Oameni de business, oameni ai instituțiilor reprezentative din Danemarca, ONG-iști. Am avut chiar în panelul de speakeri o doamnă care se ocupă de promovarea și de conservarea costumului popular danez. Asta înseamnă că cumva omologul meu a fost acolo și ce m-a bucurat cel mai mult, și am să vă spun un secret, care nu o să mai fie secret, este că doamna, în momentul în care a ajuns cu o oră și jumătate înainte de a începe evenimentul, a venit cu o pungă și în pungă avea niște costume populare românești, a frumos ambalate, mi le-a desfăcut și mi-a zis așa: eu nu mă pricep la etnografie românească, dar le-am cumpărat când am fost în România, le-am luat din Transilvania, dar am tot căutat să văd din ce zonă etnografică sunt și cred că nu sunt de acolo, puteți să-mi spuneți voi de unde sunt, să-mi spui tu, și m-am uitat, dar am deschis și am zis: e Moldova. Deci avea foto moldovenească, cămeșoaie, avea inclusiv baticul, n-avea bundița, dar mă rog, da. Stai liniștită, secretul tău este cât se poate de safe cu noi. La emisiunea asta nu se uită decât tot Iașul în rest. Și cam așa, cam toată Moldova. Dar în rest e ok, e în siguranță secretul. E bine că erau moldovenești, vezi, nimic nu e întâmplător. Dar aș vrea să-l provocați pe Alexandru să vă vorbească despre fotografie, pentru că el are niște secrete foarte... Și acum mi-ai furat următoarea întrebare, nu? Sau cum? Nu vrei să vii în locul meu? Nu, da, da. Despre fotografie... Sunt foarte multe lucruri de povestit. Depinde din ce punct de vedere ar trebui povestit. Din punct de vedere al fotografului, te rog. Conceptului, al fotografului. Din tehnica punct de vedere folosit. Al fotografului, ca și tehnică, avem, nu știu, o tehnică pe lumină naturală. Am avut bucuria și onoarea să o avem pe Laura Cosoi ca și imagine principală. Ce să zic, sunt foarte emoționat per total despre proiectul ăsta, pentru că pe mine personal m-a copleșit, inclusiv la Copenhaga. Tu știi mai bine exact cum a fost acolo.
Aș putea spune foarte multe lucruri, însă cred că per total ceea ce contează cel mai mult este anvergura proiectului, pentru că personal nu mă așteptam. Iar pentru mine, ca fotograf, fiind omul din spatele camerei, cumva vine așa greuță povestea asta, că eu, nefiind obișnuit să fiu în față, să vorbesc în fața oamenilor, să văd tot show-ul ăsta care se întâmplă, e spectaculos. Și voi știți mai bine, fiind oameni de televiziune, știți ce înseamnă să fii omul din spatele camerei și ulterior să ți se întâmple chestia asta. Un vis pe care l-am așteptat de ani de zile și care în sfârșit se împlinește, dar se împlinește la un nivel impresionant. Avem deja câteva țări în care am fost și mai urmează foarte multe țări. Este cea mai mare provocare din cariera ta de până acum? Da, da. Da, cu siguranță, da, din cauza învergurii. Vorbim de un proiect la nivel global, ca și desfășurare. Și de asta, uite, vezi, am emoții. Le simt, le trăiesc. Trebuie să le spunem telespectatorilor că Alexandru nu locuiește în România, nu mai locuiește în România, locuiește la Londra, că mare parte din timpul pe care îl petrece acolo, fiind da, implicat în foarte multe proiecte internaționale, a făcut parte dintr-un juriu la Barcelona și în mai multe țări, nu doar. Și a fost o provocare și pentru el, dar și pentru mine, să mă integrez cumva sau să ne integrăm agendele, astfel încât să ne sincronizăm și să putem fi împreună în diferite țări. De exemplu, după Copenhaga, pot să vă spun că va urma Parisul în luna, am uitat, septembrie, august, septembrie. Luna septembrie. Așa. Și ulterior în Dubai. Exact. Deci acestea sunt proiecte certe care sunt deja confirmate cu aceeași expoziție de costume populare și artă fotografică. Așadar, le spun ieșenilor că este unicat în România, nu am făcut acest lucru, adică nici măcar la București n-am expus costumele și fotografiile făcute de Alexandru. Iată că premiera se întâmplă aici la Iași, așadar, dragi ieșeni, dacă n-aveți ce face sau vreți să admirați niște costume centenare, mergeți la palat să le vedeți în noaptea de sâmbătă spre duminică. Și dacă aveți ce face, tot acolo trebuie să mergeți. Andrei, ești foarte tăcut. Dar nu, că eu... Lipsește traista, eu te-am obișnuit. Pe mine mi-a foarte tare gâtul, dar oricum când vine Cristina la noi, n-ai ce să o întrebi. Și de asta am zis că să profit de ocazie să pot să tac și eu din gură. Că oricum spune Sigurica. Adică... Spune-mi că te duci să vezi costumele. O să încerc să ajung de-a, din păcate sau din fericire, sâmbătă de la ora de dimineață ce bat eu câmpii. Sunt la Ateneu și suntem... Stau cu plăcere, am vrut să spun. Asta până la miezul nopții. Că și noi suntem și nu știu cum pot să ajung decât... După miezul nopții. După miezul nopții. A trei dimineața noaptea, este încă deschisă. Doar după miezul... A, atunci, doar așa, după. Că n-am ce să... Mai da. Trebuie să mai și muncim. O să rămână expoziția mai multe zile. A, atunci... Pentru că vă dați seama, noi am venit de la București. Cu costume populare și încă un lucru pe care nu l-am spus până acum, pentru că Adriana Spătar, cea care se ocupă de organizarea evenimentului, m-a provocat, mi-a zis: "Doamna Chiriac, dar știu că aveți niște marame foarte frumoase cu fir de aur și fir de argint și am niște console excepțional de bine conservate, astfel încât am putea să le expunem acolo. Nu vreți să aduceți și maramele?" Așadar, vor putea fi... Nu atinse, dar văzute, admirate, marame cu fier de argint, cu fier de aur, cu diferite culori, foarte rare, galben, am o maramă galbenă, una albastră, cu fir metalic și așa mai departe. Deci este, să-i spunem așa, un curcubeu de culori. Dar are și niște seifuri de alea transparente, ca da, la da, bancă, da, să le pune cu, tot cu sistemul de alarmă din dotare? Da, că dacă Doamne ferește... Ei, de ce vrei să insinui? Nu cred. Dar ce vreau eu să vă spun este că, știți, marea majoritate a oamenilor aleg drumul străinătății. Inclusiv Alexandru este un exemplu că a cunoscut succesul întâi în străinătate și abia după aceea s-a reîntors în România pentru a fi recunoscut. E cam așa, uite, că eu am ales drumul cumva altfel. Am ales în loc de București, Iași, de fiecare dată. Încă n-am făcut Festivalul România Autentică, să știți, la București, dar urmează ediția a treia care va avea loc și la Iași, deci lucrurile frumoase se întâmplă aici, în inima Moldovei. Eu sunt foarte fericită și mă întorc la voi cu
cu mare drag de fiecare dată. Măcar anul ăsta trebuie să ne simțim noi capitala, nu? Pentru că așa s-a întâmplat acum 100 de ani, așa că să revenim la ce se întâmpla acum 100 de ani, măcar pentru, așa, pentru câteva zile și să transformăm Iașul din nou într-o capitală. E un oraș senzațional. Este pentru prima dată când am ocazia să-l văd și mi se pare genial. Încă n-ai văzut nimic. Stai să vezi că te plimbi eu după emisiune. Încă n-ai văzut nimic. Am discutat pe drum, timp de 5 ore de la București către Iași, drum lung. Am discutat despre Iași, despre Cuvioasa, Paraschiva. Inclusiv vreau să vă spun că Alexandru are o domnișoară care este PR și este din Barcelona. Am adus-o cu noi să-i arătăm Iașul, să-i arătăm frumusețile Iașului, așadar... Foarte încântat a fost. A văzut în mare parte și a zis, să iei la pas. După cum spuneam, la pas. Sper că ai venit cu pantofi comozi. Sigur. Trebuie să le spunem telespectatorilor că noi n-am avut timp să ne schimbăm. Suntem după 5 ore de mers cu mașina transpirați, alergați. Nu așa am început, ați venit direct aici. Da, am venit direct. Și noi trebuie să ne mândrim cu asta, că ați făcut maraton așa până la Iași. Să veniți direct la noi. Și cu eforturi și cu sacrificii. Și cu eforturi și cu sacrificii. Vreau să-mi povestească, Alex, puțin despre cum a început cariera asta de fotografie. Am auzit undeva la un anumit moment dat povestea asta interesantă și vreau să o audă și publicul Ieșan. De la ce punct ar trebui să încep? Sunt tare curios ceea ce știi ca și bază de pornire. De la capăt. De la capăt. Spune tu de când te-ai născut. Nu chiar de când ai serios, dar cred foarte tare că nimic nu este întâmplător. Clar, și eu cred la fel. Mai mult de atât, sunt deja, cred că 8-9 ani de zile de când fac fotografie și când mă uit în spate, parcă văd așa un puzzle care s-a inclusiv povestea noastră. Păi, nu știu ce istorie știți despre mine, însă am început de la bucătărie, am fost bucătar. Povestea e foarte lungă. Zi pe scurt, că e frumoasă și pe scurt. Nu știu ce timp avem. La un moment dat mi-am luat o cameră foto. Eram șef bucătar la 20 de ani, am vrut să fac fotografii preparatelor pe care le făceam. Mi-am luat camera, am făcut câteva fotografii, la un moment dat am mers cu câțiva prieteni la Hagești, să zic că se numește localitatea, să ne relaxăm. I-am făcut o fotografie soră mi undeva în jur de ora 8 seara când se lasă lumina aia caldă și e soarele la genial. Și am simțit ceva în zona inimii. Chiar am avut o senzație, ca și trăire, este aceeași trăire pe care o ai atunci când, nu știu, nu vezi pe cineva iubit, mamă, tată, după, nu știu, mai bine de 10 ani. Aceea senzație. Și am zis, băi, mă apuc de fotografie. Asta o să fac toată viața. Și la un moment dat au început să râdă, nu am nicio treabă, tu ești bucătar, ce treabă are cu fotografia? Și zic, nu știu să vă transmit sentimentul. Câteva zile mai târziu, încerc să mă grăbesc puțin. Am sunat un prieten, i-am spus că aș vrea să fac chestia asta. Știam că el lucrează într-un club dintre ăsta, nu știam altă variantă. El a vorbit acolo la el la job. Era sâmbătă, eu aveam un eveniment foarte mare într-o bucătărie, nu știu dacă există house, în momentul în care există un eveniment mare. M-a sunat, mi-a spus că pe la 10 noaptea, când este un foc genial în bucătărie, și îmi zice, trebuie să vin seara asta, am vorbit, e ok, te așteaptă. Zic, voi stai puțin, că n-am cum, sunt la job, nu pot să plec. Mi-a zis, am vorbit, s-a rezolvat, e o singură opțiune. Zic, bine vin. Și am plecat de la job și uite, adică așa am dat și imaginează-ți scena aceea și a dat șorțul jos. Și-a dat demisia, rapid, a plecat, neștiind ce o să-l aștepte. Bineînțeles că părinți, frați, toată lumea l-a blamat. S-a supărat pe lângă mine, normal, s-a creat o întreagă nebunie, însă cred foarte tare că cel mai important lucru este să crezi tu în viziunea ta și să crezi tu în tine. Pentru că apar mulți oameni care spun că nu se poate, că există probleme și așa mai departe. Însă dacă ești pozitiv și dacă vezi un pic ceea ce crezi, e ușor de atins. Exact, doar să povestea muncești. Asta o știam. Acțiune, dar am vrut efect, să rezultat. Audă și eșenii mei, am vrut să audă povestea asta pentru că e o poveste cu tâlc. Tâlcul este faptul că destinul ți-l creezi singur. Și întotdeauna. Depinde dacă alegi direcția A sau direcția B. Filozofia mea de viață cumva este în felul următor. Acțiunea pe care, ceea ce ai și ceea ce nu ai în momentul de față astăzi, este de fapt rezultatul propriilor tale acțiuni. Ceea ce tu faci astăzi se reflectă în ceea ce ți se va întâmpla mâine. Asta cred. Și cred că undeva poveștile voastre de viață sunt asemănătoare. Dar eu vreau să vă întreb cine a făcut primul pas în colaborarea asta?
Dumnezeu. Întotdeauna. Și după Dumnezeu, îngerul păzitor. Ca să vedem cum a pornit și hai că vreau să-l las să spună. Nu, nu, vreau să aflu de la el. Da, la un moment dat, dacă nu mă înșel și nu cred că mă înșel, m-a contactat Cristina, eram în Londra, am venit pe cântul câteva zile, ziceam o colecție senzațională. Eu fiind de nebunit după fashion, pentru că fac fotografie de modă de atâta timp, și zic, trebuie neapărat să vin să văd ce e acolo. Și mi-arată colecțiile și am rămas impresionat. Flori de ie. Și ulterior, din câte mi-aduc aminte, a zis, dar de ce nu face noi o expoziție? Dacă nu mă înșel sau ceva nu, de... Nu, a fost altfel. Dacă vreți, spun da, eu. Eu. A venit, e adevărat, a venit de la Londra, dar nu neapărat să facem ceva anume, ci să ne vedem, să admire. Este într-adevăr, noi făcusem câteva ședințe foto cu costumele mele populare, cu mine îmbrăcată, și rămăsese fascinat de felul în care ele sunt cusute, de cromatică și așa mai departe. Și a venit în România și în showroom-ul de la Flor de Ie. Am o carte foarte veche, de aproximativ 95 de ani, scrisă de un cetățean de etnie germană, singurul care a cartografiat, să-i spunem așa, foarte multe din costumele populare, începând inclusiv cu modul în care se poartă costumul popular, cu coafiură, cu casele tradiționale române și așa mai departe. Și n-ai venit singur, ai venit cu fratele tău. Și Ionuț se așezase pe canapea în timp ce noi vorbeam și tot răsfoia, era fascinat. Un om care nu avea nicio treabă cu costumele populare. Și la un moment dat a zis, i-a captat atenția lui Alexandru și Alexandru mi-a zis, pot să fac niște fotografii, că omul acesta a făcut niște fotografii acum 100 de ani, genial, incredibil de frumoase, zice, începând de la lumină, de la unghi. Bine, el privea din punctul de vedere al tehnicianului. Da. Eu priveam ca un orice necunoscător, admirând doar frumosul. Și stând de vorbă și văzând toată cartea aceea, ne-am gândit, uite, vezi că acum 100 de ani oamenii erau mai înțelepți decât suntem noi. S-au gândit să lase o moștenire. Și ce moștenire mai frumoasă au putut să lase decât să ne arate efectiv cum era viața de acum 100 de ani. Noi ce moștenire lăsăm copiilor noștri, celor care vor veni după noi. Și așa s-a născut ideea, dar discutând cu el am zis, hai să facem ceva. Tu ești priceput la fotografie, eu am costumele populare, hai să facem ceva. Și a fost o chestie ad hoc, nu neapărat că eu am venit cu o idee sau Alexandru, pur și simplu a fost o colaborare ad hoc pe moment, plină de pasiune, pentru că ăsta este cuvântul, și pot să spun că acest cuvânt de fapt ne leagă, fiecare este legat de pasiunea lui, dar care se intersectează, deci nu sunt paralele. Și cred că se întâmpla undeva, nu știu, în vara anului 2016 sau sfârșit an 2016. Sfârșit. Și de atunci am tot gândit proiectul. Cine să îmbrace costumele populare, că am făcut brainstorming, cred că 2 luni de zile până am găsit femeia potrivită, pentru că trebuia să transmită și frumusețea româncei de acum 100 de ani, și puritate, și să fie mândră de costumul popular. Și până la urmă vă spun că din foarte multe opțiuni, la un moment dat Alexandru a venit și a zis, ce zici de Laura Costoite? Și a zis, bine, hai să facem rost de numărul ei. O moldoveancă, ca să zicem. O ieșeancă, nu orice fel de moldoveancă, o ieșeancă. Excepțional. Dragilor, timpul nostru a ajuns la final, dar trebuie să veniți la un moment dat, din nou, cu energia asta pozitivă care vă unește și să facem o ediție integrală, pentru că avem multe de povestit, dar până una alta trebuie să spunem din nou că găsiți această expoziție extraordinară la Palatul Rosnovanu în seara de 19 spre 20 mai, așa că vă dăm întâlnire tuturor iubitorilor de port popular românesc acolo. Și de artă fotografică. Și de artă fotografică tot acolo, și știu mulți care sunt pasionați de artă fotografică în Iași și mulți fotografi și știu, foarte și talentați sunt în Iași. Foarte mulți. Bun, și salut pe toți colegii mei fotografi din Iași. Vă mulțumim tare mult și vă dorim mult, mult succes în tot periplul ăsta prin lume. Mulțumim. Și vă mulțumim pentru că ne duceți câte o bucățică din România pretutindeni. Vă mulțumim și vă mulțumim noi. Tare mult. Să fac și eu. Asta e, fă repede anunțul. Vreau să invit pe cei de acasă și pe voi, dacă vreți, sunteți invitații mei special mâine seară la Ateneu. Că sâmbătă nu vă chem, că sunteți la primărie de asta. Da. Dar mâine mi-a face mare plăcere să veniți la ora 7 Mătălător de Praf de Stele, o comedie care mi-e foarte dragă.
sâmbătă dimineața sunt acolo cu păcale și la doctor, sâmbătă seara avem Steaua fără nume, duminică dimineața avem Alice și duminică seara e Galafoi. Deci suntem practic pe metereze și dacă vreți să mă vedeți, sunt de dimineață până seara în ateneu, de mâine începând. Și încă o dată, dacă vreți să veniți mâine seara, cu mare drag vă aștept să, la ateneu să râdeți puțin și să mai stăm și noi de vorbă după. Râsul meu e natural deja. Da, și o să dea bine și la ceilalți din sală. De fapt, de afară, că e pe Ateneu, sus. Deci wow. E pe terasa acoperișului. Da. Trebuie la să ce oră? La 19 mâine seară. Venim. Da. Sâmbătă suntem cu programe diferite, dar mâine, cu mare drag, vă aștept și pe voi cei de acasă. Și, desigur, pe toți vă așteptăm joia viitoare la Iașul TV. Până atunci să aveți o minte aspră și inimă blândă. Suntem Laura Hunveni și Andrei Ciobanu. Și vă dorim numai bine. La revedere, rămâneți alături de Iași TV Live.